Bine ne-am regăsit la o nouă ediție de administrație publică. Este marți și momentul să vedem ce se mai întâmplă prin județul nostru, cel de toate zile, cum îmi place mie să spun. Știți că mereu am apreciat și voi aprecia oamenii care au idei bune pentru comunitate, idei bune pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea firească a comunității din care fac parte. De aceea, înainte de a vă prezenta numele invitatului, vreau să-l felicit pentru proiectul pe care l-a inițiat, pe care l-are în plină derulare, cumva de transparentizare a activității administrative din UAT-ul pe care îl conduce, întrucât dumnealui a decis ca începând din această lună, practic de câteva zile, fiind vorba, repet, de un proiect în derulare, să dea o șansă tinerilor din comunitatea dumnealui să vadă în ce constă o zi în actul administrativ la primărie. Despre acest proiect, despre foarte multe alte lucruri vom discuta în această seară alături de domnul primar al municipiului Motru, domnul Cosmin Morega. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit! Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne privește și vă mulțumesc pentru invitație. Și în egală măsură de Cosmin Cerneanu, primarul pentru o zi în municipiul Motru, tânărul care astăzi, sau căruia astăzi, i-a venit rândul să vadă ce face un primar de UAT. Bună seara! Bună seara! Domnule Morega, felicitări încă o dată, spuneam și în debutul emisiunii, o idee bună, o idee care arată că, iată, politica și administrația, mai exact, se poate face, administrația se poate face și altfel, cu o deschidere către comunitate, că știți cum e, toată lumea, cu siguranță, toată lumea s-a întrebat la un moment dat, dar ce face un primar? Uite că ați oferit șansa unor tineri să vadă cum arată o zi din viața unui primar. Este foarte adevărat. Să știți, când am luat această decizie și când mi-a venit această idee, toată lumea a crezut că este ceva așa care nu știu dacă o să-și atingă scopul sau dacă vor fi tineri interesați. Să știți că perioada de înscriere a fost foarte scurtă, maxim 20 și ceva de zile. În această perioadă s-au înscris un număr de 19, chiar 20 de persoane. O domnișoară m-a rugat dacă o pot primi și pe ea și am spus că cu mare drag. Deci copiii sau tinerii sunt interesați. Vârsta tinerilor este de la 16 până pe la vreo 23-45 de ani. Sunt din Motru și din localitățile aparținătoare municipiului Motru. Primarul de astăzi, Cosmin, este Toma din satul Horăști. Și este un lucru bun că a vrut să vină alături de mine. Încă de la primele orele, 7:30, ofer a fost prezent la primărie. Deci n-am avut probleme cu trezitul? Nu, n-am vorbit cu nimeni înainte ca să știu cine este acea persoană. Am un coleg din cadrul primăriei care anunță cu două zile pe cei care vor să participe și pot să vină la această provocare până la urmă. Și eu le mulțumesc că au avut curajul să vină să înțeleagă oarecum o mică parte din administrația publică locală, să vadă cu ce se confruntă zi de zi un primar, să ducă mesajul mai departe cunoștințelor, prietenilor, apropiaților, să vadă câte probleme și cu care se confruntă comunitatea. Bineînțeles că într-o zi nu poți să vezi chiar tot. Unul găsește sau prinde o zi mai încărcată, altul mai puțin încărcată. De aceea am ales, eu n-am ajuns nici acasă, da, să vină alături de mine și la această emisiune. L-am luat cu mine peste tot. Am fost și la biserică astăzi împreună, am fost și la sala de Casa de Cultură, pe lucrări, dar a plouat un pic și erau cam sistate astăzi lucrările. A stat în locul meu acolo la primărie și a văzut oarecum cum se desfășoară activitatea. Bineînțeles că n-a putut să semneze documentele. În rest a fost prezent, activ. Ca o paranteză și o glumă în egală măsură, cred că nimeni e bine să semnezi. Lasă să treacă, lasă oamenii să semneze ei. Este cine, foarte adevărat. Cine semnează în principiu, domnul Morega, să și mai plătească. Bine, s-ar putea să plătească la un moment într-o bună zi. Nu înseamnă că dacă n-a semnat documentele, n-a avut acces la ele, le-a citit, s-a uitat, a întrebat unde trebuie să ajungă deci acest document. Deci a văzut de la cap la coadă cum arată o zi în fruntea unui UAT. Să știți că a participat și la discuții la care alții poate n-ar fi primit un om din afară. Și eu am zis, domnule, dacă este transparență, sunt problemele comunității, nu am ce ascunde. Și este firesc ca să fie alături de noi, să asculte discuția, fie că e cu secretarul primăriei, cu juristul, cu un șef de serviciu, despre probleme comunității. N-am discutat altceva, că toată lumea zicea, da, să participe și tânărul respectiv la toate discuțiile noastre. Sper că în această perioadă să fie tineri care vor participa chiar și la o ședință de consiliu, chiar dacă este online. Până când se întinde? Păi dacă sunt până pe data de 20, dacă sunt 20, adică aproape toată luna, am 20 ceva de persoane, deci practic pe întreaga lună decembrie. Am început de pe data de 1. Februarie. Februarie, mă scuzați. Februarie.
Da? Și cred eu toată luna va fi, în fiecare zi vor fi prezenți câte un tânăr, câte o domnișoară, un tânăr cum este Cosmin alături de foarte mine. Foarte important. De unde ați selectat sau de unde sunt tinerii care au optat pentru această muncă la primărie vreme de o zi, timp de o lună? O lună de zile. Sunt din municipiul Motru și din localitățile aparținătoare și componente. De aia am spus că Cosmin Cerneanu Cosmin este din satul Horăști. Este un tânăr din satul Horăști și cred că ar fi bine să-i dăm cuvântul, să vedem cum a văzut el această zi alături de mine. Hai să vedem, Cosmin, cum ți s-a părut mai întâi de toate, iată, trezit de dimineață, la program, știi că de obicei tinerilor, sau în fapt, majorității tinerilor, le place așa să stea, să mai doarmă o oră în plus, cafeaua eventual pe la 9, pe la 10, după care hai să ne dezmorțim și să începem presupusa treabă pe care o avem noi tinerii. Bun, cum ți s-a părut? Mi s-a părut o idee foarte bună în privința tinerilor care vrea să vină să vadă cum e o zi în primărie. A fost ok. Ok. Cum a fost să asiști la discuții, să vorbești cu oameni, să-i auzi pe oameni pe care altfel poate n-ai fi avut ocazia? Iată, să spunem că... ceva de învățat. Și toți avem ceva de învățat. Te-ar tenta în timp să faci parte dintr-o administrație? Da, de ce nu? E important, nu știu, să fii acolo, să iei decizii pentru o comunitate? Pentru că de obicei, tot nouă românilor, și asta e o meteahnă, ne-ar plăcea să ne vadă lumea cumva așa altfel. Ne-ar plăcea să încasăm un salariu, să avem o siguranță a locului de muncă. Noi, dacă vine vorba să ne implicăm și să tragem pentru colectivitate și să ne asumăm munca... Cam dai înapoi. Nu, n-aș putea lucra în spatele unui birou, dar să nu se prea pupă. Tu ai fi capabil să-ți asumi până la urmă să lucrezi într-un UAT? Da, aș fi de acord să lucrez într-un UAT. Domnule Morega, spuneați astăzi că, de fapt am și văzut, dar spuneați mai devreme de o vizită la Casa de Cultură. Vă spun sincer că m-am uitat puțin pe acel video live pe care l-ați făcut dumneavoastră pe o rețea de socializare și mi-a dat cu virgulă, ca să nu spun altceva. Adică nu prea mi s-a părut așa în regulă ce am văzut acolo. Ce se întâmplă la Casa de Cultură din Motru? Până vă explic ce se întâmplă la Casa de Cultură, este tot o decizie de-a mea de a prezenta lucrurile reale, în timp real. Pentru a fi informați bine cetățenii, să vadă de unde începem. Nu sunt un om care mă plâng de anumite probleme, dar este normal să vadă realitatea. Cum a spus și dumneavoastră, toată lumea îi se pare că acea funcție de primar, sau eu știu, altă e funcție, este beneficii. Cel mai bine. Că ai secretar, ai mașină, faci ce vrei, când vrei. Nu e chiar așa. Ai multă, multă răspundere. La ora actuală pot să spun că problemele sunt foarte, foarte grave la primăria municipiului Motru, dar asta este o altă discuție. Și am ales ca în fiecare zi sau când îmi permite programul, să ajung pe la toate locațiile sau la toate activitățile unde sunt probleme, pe nepregătite să prezentăm o transmisie în direct, fie ea și în live, cum am spus dumneavoastră, pe contul meu personal, ca să mi-o asum, nu sunt un om care să fac lucruri neasumate, și să vadă toată lumea realitatea. Practic, această casă de cultură este a noastră a tuturor. Corect. Este o mare nevoie de ea. Tinerii n-au mai putut să-ți desfășoare o activitate sau să vedem un spectacol, un teatru de păpuși în această locație de 4 ani și ceva de zile. Ultima reparație, cred eu, au fost acele probleme cu autorizația de ISU, știm cu toții pe colectiv, au fost închise mai multe locații care nu au corespuns din punct de vedere al ISU. Și această casă de cultură, cu mulți ani înainte, a fost prevăzută, cu aeraj, cu toate cele, dar s-au deteriorat, depreciat și nu au mai corespuns normelor actuale. În 2015 mi-aduc aminte că am făcut, fiind director la Direcția Publică, o mică reparație sau mai mare, să zic așa, da? Atunci s-a reparat partea de instalație electrică, zugrăveli, montat calorifere, dat drumul la căldură, multe, multe alte lucruri, mochetă și așa mai departe, reparat parchet pentru a fi funcțional. E, de atunci și până acum a ajuns într-un hal fără de hal. Nu știu dacă cel dinaintea mea a ajuns prin această locație. Dacă a ajuns și a acceptat așa ceva, este un lucru strigător la cer. Încerc să rezolvăm această problemă. Am dat drumul la
licitație pentru Casa de Cultură, o valoare destul de mare, vreo 26 de miliarde, dar implică doar partea de acoperiș subsol, partea de ISU și izolarea termică, dar rămâne partea de dotare. Păi în condițiile în care ai lăsat 4 ani de zile să plouă în această locație, s-a dus parchetul, mobilierul, scaune, cu ce vom face în această dotare? Pe acea filmare și m-am speriat cum arăta jos, deci parchetul. Era clar, se vedea clar că era, nu că infiltrat apa, că era infiltrată, era terminat parchetul. Pericolul este mult mai mare. Acel tavan, eu știu, cu scopul avut la timpul respectiv. Să cadă. Da, este un fel de tavan fals făcut pe acea plasă de panțe sau nu știu cum se cheamă exact în termen, cu gips, cum se făcea la timpul respectiv, prinse cu sârmă de cofrac, ceva de genul ăsta din construcții, deci nu este cum era tehnologia acum zeci de ani, dar și este un real pericol de a pica, eu știu, la o trepidație, la un zgomot mai mare. Deci lucrurile s-au depreciat foarte, foarte mult. De pe margine este simplu să vii să ceri, domnule, dați, faceți ceva cât mai repede. Păi, dacă nu s-a mișcat nimic ani de zile, este greu să le mișcăm. Sper ca până în toamnă să reușim măcar să prindem ceea ce am spus, să reparăm partea de acoperiș subsol. Apa la subsol este până la genunchi. Sunt tablouri electrice, este pericol de scurt-circuit, de, eu știu, chiar să ia foc această clădire. Și este normal ca cetățenii să vadă exact cum stă treaba. Am fost în târgul săptămânal în urmă, cu o săptămână le-am prezentat în direct, am fost la diferite lucrări făcute în urmă cu câteva luni și am văzut starea acestor lucrări care, din păcate, este deplorabilă, s-a măcinat asfaltul, s-a dărâmat tot, tocmai pentru a prezenta lucrurile reale, să știm de unde pornim. Să nu creadă cineva că acele lucrări au fost făcute degeaba. Nu. S-au plătit 8-9 miliarde pentru niște lucrări efectuate în grabă, fără a avea, și asta ar fi să dea de gândit multora, fără a fi făcută recepția finală și mai mult, nu corespunde caietului de sarcini. Ce este rău, la ora actuală... Cum adică nu corespunde caietului? Nu sunt făcute lucrările prinse în caietul de sarcini și nu sunt făcute corespunzător. Cosmin a fost și a participat astăzi la aceste discuții, că le-am spus că trebuie să luăm o decizie, nu putem să stăm nepăsători în continuare. S-a încălcat caietul de sarcini, contractul și nimeni nu a acționat. Există de calculat, păi sau trebuie calculat... Face ceva acum? Bineînțeles, trebuie somat cine a făcut constructorul această lucrare, calculate penalități, are o garanție, refăcută practic după mine, nu e de reparat, e de refăcut întreaga lucrare. Dar dureros este faptul că s-au plătit acei aproape 9 miliarde pe repede înainte azi factura și mâine plata, în condițiile în care, atenție, Primăria Municipiului Motru are de achitat, nu știu, 3 miliarde și ceva penalități pentru alte lucrări. Adică facturi emise, neplătite la timp și calculate penalități în cuantum foarte mare de 3 miliarde. Eu aș pune o întrebare. Cum ai decis sau ce om normal a decis în loc să plătești penalitățile care nici acum nefiind achitate, generează tot penalități. Acestea, să zic așa, se stopează atunci când sunt efectiv plătite. E, până atunci, generează în continuare penalități. Și n-ai dori să plătești cele 3 miliarde și ceva sau câte ori fost la timpul respectiv, 2 jumate, nu știu exact, și ai ales să plătești o lucrare făcută pe repede înainte, da? O lucrare care, din punctul meu de vedere, a fost pregătită, cu bună intenție. De ce vă spun acest lucru? Termenul de execuție 15 zile. Vă vine să credeți? Lucrare de... Da, termen de execuție. De ce? Să încadreze doar o singură firmă. De ce? Îți ține o spatele dacă e ceva și nicio problemă. Ei, astea sunt lucruri și răspunsuri la care eu aștept raportul, să zic așa, Comisiei de Control a Auditului pentru a le îndrepta. Bun, și apropo de raport, știu că exista și am și văzut în spațiu public niște divergențe de opinii, niște opinii exprimate pe de o parte de dumneavoastră ca reprezentant al UAT Motru, pe de altă parte de, să spunem, fosta administrație a UAT Motru, privitor la acel raport al Curții de Conturi, unde se află adevărul. Deci acest raport al Curții de Conturi a dat multă bătaie de cap angajaților sau colegilor din cadrul primăriei, inclusiv mie, îți mănâncă timp, nervi și răbdare. De ce? Trebuie pus în aplicare. Sunt niște decizii pe care le-a stabilit și trebuie luate Curtea de Conturi, pentru care angajații primăriei Motru, colegii mei, trebuie să facă demersurile necesare. Deci, practic, pune în aplicare ceea ce a lăsat Curtea de Conturi. Mai avem puțin și trebuie expiră și termenul și trebuie luate toate măsurile. Este adevărat, s-au făcut cele două acțiuni instanță pentru fostul edil de aproximativ 5 miliarde și ceva, chiar 6,
Și pentru un funcționar din cadrul primăriei șef serviciu, deja dată decizie de imputare de pro 268-270, adică 2.700.000. Nu este un lucru de laudă, dar este un lucru real pe care noi nu facem altceva decât să-l punem în aplicare. Trebuia să-l conteste la timpul respectiv, în timpul controlului, să vină cu justificări, să demonstreze că nu are dreptate cei care au controlat și probabil nu lăsau măsuri. Pe lângă acest lucru, prejudiciul se întinde mai mult. Cei care au controlat, adică cei de la Curtea de Conturi, inspectorii care au venit. Se întinde mult mai mult. Acum se lucrează, vorbește deja de o sumă mult mai mare, de 5 miliarde și ceva. Gândiți-vă că între prejudiciu ar fi undeva la 12-13 miliarde, dacă nu mai mult. Fiindcă spune calcularea întinderii prejudiciului până la data efectivă a recuperării acestuia. Acest lucru este clar că generează nemulțumiri și supărări. Dar să nu înțeleagă cineva că e făcută cu rea intenție. Este clar depus în aplicare ceea ce ți-a lăsat un organ de control. Știm cu toții, în caz contale și amendat sau, Doamne ferește, sancțiunea de închisoare, ceva de la 6 luni la 3 ani sau ceva de genul. De, da, de fapt și gravitate. E, de aici a plecat, eu știu oarecum, temerea funcționarilor publici. Au început să le fie teamă. Au văzut că intrăm pe făgașul pun și dorim să intrăm în legalitate și că am fug de răspundere. Le-am spus de la bun început, e șef de serviciu, e jurist, eu știu, șef de compartiment, trebuie să-ți asumi de la început până la sfârșit toată problema acelui serviciu sau compartiment. Nu mai merge cu aruncatul vinei de la unul la altul, nu mai merge cu pasarea problemei printr-o simplă hârtie, cum zic dumnealor, dar referat, să o știu, informare, că îi devină colegul din stânga sau al din dreapta și nu eu. Nu. Trebuie duse până la capăt acest lucru și asta se întâmplă. Deci, practic, încercăm să punem pe făgaș probleme lăsate cu mult timp în urmă să meargă așa din inerție. Și acest lucru a generat și aceste probleme constatate în Curtea de Conturi. Dacă ar fi fost o persoană mai atentă, mai aplică și să-i tragă de mânecă chiar pe colegii din cadrul primăriei, nu s-ar fi ajuns la aceste probleme. Și acum am discutat despre alte lucruri, nu despre acestea. Nu-mi face plăcere, dar este bine să le clarificăm, fiindcă primarul de astăzi, domnul Cosmin, a participat chiar la o discuție, nu zic eu dură, corectă și normală, când a văzut că se pun presiuni, sau auzit pe colegii mei din cadrul primăriei de fostul edil, pentru a-i pune la dispoziție anumite documente. Spuneți că se pun presiuni, la ce vă referiți? Păi, exact. Poate să vă spună și Cosmin să confirme dacă cumva greșesc. Au fost sunați telefonic și li s-a solicitat să li se pună la dispoziție documente din cadrul primăriei, să vină dimineața la 7 să le xeroxeze, să nu văd eu sau alți colegi. Iar eu le-am transmis că este simplă această problemă. O solicitare scrisă către primărie. Ați asistat la astfel de discuții? Da. Oricum, în cazul în care fosta administrație dorește, nu știu, întreb la replică într-o emisiune, suntem obligați. Nu am nimic împotrivă. Deci, nu este o persoană, cred că sunt 4-5 persoane din cadrul primăriei, fie jurist, fie contabil, eu știu, șef resurse umane, care au fost sunați telefonic, chiar amenințați, da, și ăsta este un lucru grav. Le-am rugat, dacă au fost, s-au întâmplat aceste lucruri, eu nu accept, să facă scris și să-mi aducă la cunoștință și înscris. Am luat act verbal și l-am pe domnul Cosmin lângă mine și poate să confirme acest lucru. Nu poate să vină nimeni la ora 7 să xeroxeze anumite documente din primărie. Practic, te întreabă și instanța de unde le-ai și spui că le-ai dobândit tu, le-ai tu acasă, de la tine, le-ai generat tu. Dar dacă este și dorește, eu știu, chiar fost edil sau altă persoană în cauză vreun document, poate să facă o adresă scrisă, o cere la primărie și le vom pune la dispoziție. Deci nu avem nimic sau nu am nimic de ascuns sau nu caut, eu știu, să încurc cu ceva această procedură, până la urmă, de anchetă, de verificare, cum vrea să fie. Probleme, să știți, că vor fi în continuare. De ce? Toată lumea își dorește asfalt. Toată lumea își dorește investiții. Nu există cadastru. Toată lumea vorbește, domnule, trebuie depuse proiecte până pe 15 februarie, până pe, dacă nu avem cadastru, cum depunem? Au fost anumite măsuri lăsate Curtea de Conturi chiar și pentru izlaz. Cadastrare și evaluare. Nici până la această dată nu au fost făcute. Am făcut tot ce am putut pentru a demara și aduce la bun sfârșit acest lucru. Da? Dar este strigător la cer să vii acum să-mi spui, domnule, Curtea de Conturi a constatat că sunt 11 hectare de izlaz, dar de fapt sunt 9.
De ce n-a spus treaba asta când a fost Curtea de Conturi să rămână 9 și 19? Noi acum pentru acest lucru trebuie să dăm cu subsemnatul, să spunem de ce atunci n-a spus că sunt 11 și acum sunt 9. Deci acestea sunt doar puținele probleme din zona Motru. Este clar că toată lumea va trebui să intre normal, să ne aliniem și să facem ceea ce decide și spune legea, nu cum vrem noi. Deci să se înțeleagă pentru totdeauna, ceea ce se întâmplă acum, nu avem încotrote să le punem în aplicare, nu vreau din cauza mea să aibă nimeni probleme, dar nici eu din cauza altcuiva. Le-am spus colegilor să fie feri și atunci unde consideră că este ceva, nu știu, în neregulă, nu este conform legii, să-mi atrag atenția, să-mi spună, să mă stopeze, nu vreau să greșesc nici eu, nici dumnealor. Practic, controle vor veni în continuare și ceea ce se întâmplă astăzi, dacă nu suntem atenți, s-ar putea să ne se întâmple și nouă peste câțiva ani. Cred că au înțeles mesajul meu, le mulțumesc că au tăria și continuă, țin la stresul pus de anumite persoane, este strigător la ție să spui, domnule, consilier și vezi tu ce o să-ți fac. Ce să le facă până la urmă? Oamenii sunt angajați ai primăriei Motru, colegii mei care își fac treaba. Nu le-am cerut niciodată să facă ceea ce nu este conform legii sau, eu știu, poate și în fișa postului. Că nu le-am cerut altceva. Am înțeles. Iată, sunt în continuare probleme sau probleme. E o întreagă discuție în continuare la Motru. Personal aștept să văd cum se va finaliza cu acel raport al Curții de Conturi. Pentru că vorbim de niște sume acolo, sume care de undeva trebuie recuperate, spuneau domnii de la Curtea de Conturi, că e un prejudiciu. Când îți lasă cuvântul prejudiciu și spuneți, indică unde e serviciul respectiv, clar te îndrezi pe serviciul respectiv, nu? Deci nu e domnul, dar n-a zis, păi dacă spune, nu știu, serviciu X, acolo mergi, cine a fost la serviciul respectiv? Popescu, Popescu e răspunzător. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne revedem în câteva minute. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume. Iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ramă plus lentilă la doar 59 de lei. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic. Are grijă de ochii tăi.
Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex. Poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj, Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag! Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marcrinic Expomob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei numărul 39 sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marcrinic Expomob. Transformă-ți visul în realitate. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253-213-406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covorași auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a unei emisiuni în care am plăcerea de a discuta alături de primarul municipiului Motru, domnul Cosmin Morega, și de primarul pentru o zi, să-i spunem așa, din același municipiu Motru, anume tânărul Cosmin Cerneanu. Domnilor, Motru, 1AT, iată, cu multe de făcut, aflat și el, ca toate UAT-urile din România, în această perioadă de nebunie cauzată de ceea ce a început deja, anume vaccinarea, a doua etapă de vaccinare, cu amânări, cu inerentele probleme, lipsă, stoc de vaccin și așa mai departe, chestiuni care, bine, nu pot fi imputate până la urmă nici nouă românilor, ci depinde de producători și așa mai departe.
În altă ordine de idei, stimate domn, cum decurge vaccinarea la Motru și dacă sunteți cumva afectat de iminenta începere a școlii, ultimele știri ne arată că, iată, okay-ul a fost dat, inclusiv anunțat de președintele țării, de luni se revine pe trei scenarii la școală. În cazul, să spunem, scenariului roșu, vor reveni doar până la clasa 4-a elevii, cei de la a 5-a la 12-a nu, asta pe scenariul roșu, pe scenariul verde toată lumea, scenariul galben, iarăși acolo o diferențiere. Cum se văd aceste chestiuni? De ce vă întreb? Multe UAT-uri au apelat la medici, cel puțin în Târgu Jiu, la medicii de medicină școlară, cei care sunt în cabinetele medicale școlare și care acum vor trebui să se întoarcă la locul de muncă, de luni încolo. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Până luni, să zic așa, activitatea a fost mult mai bună. Aveam 60 de vaccinați programați, 60 de persoane programate, 60 efectuate. De luni au fost altfel situația. Au fost scoși de pe liste mai multe persoane. Cauzele, până la urmă, le știu domnii de la DSP și de la STS cel mai bine. Probabil, nu știu, lipsa vaccinului, alte priorități și așa mai departe. Eu le-am zis că nu este chiar normal să ținem două schimburi, medici, asistenți și acel lucrător cu tableta, și să facem doar 12. Toți, până la urmă, vor trebui plătiți sau detașați, că eu am găsit și varianta aceasta, da? Pentru a reduce cheltuielile și având în vedere că a fost așa o bâlbă, oarecum o, nu știu, o necunoscută cu acele contracte pentru a putea fi încheiate cu cadrele medicale, asistenți sau acei registratori, am preferat să nu fac o greșeală și am luat din asistentele care își desfășurau activitatea la școli să meargă la acest centru de vaccinare, angajați din cadrul primăriei sau asistenței sociale pentru a lucra, fi lucrător cu tableta, oamenii au înțeles și au făcut treaba, au fost prezenți, n-a comentat nimeni, deci practic am venit în sprijinul cetățenilor. Dar ce vom face de pe 8? Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, că va fi o mare problemă. Am luat legătura cu managerul de la Spitalul Municipal Motru, am transmis și o adresă în acest sens, l-am rugat să ne pună la dispoziție să asigure de pe data de 8, având în vedere că asistente vor trebui să meargă la școli. Noi cred că suntem pe scenariu verde și cred că vom începe școala. Dacă ați adus discuția, mă gândesc dacă e vreun UAT în Gorj care să se afle în alt scenariu. Cred că toate. N-am urmărit exact. Știu că eram 0,61, 60 ceva Motru ieri, dar nu mai știu astăzi, n-am apucat să mă uit să văd exact. Dar ăsta este un lucru bun. În întreaga perioadă am dorit și am pus accent împreună cu Poliția Locală și Poliția Municipală Motru pentru a face aceste campanii de prevenție, să folosești masca, să ții distanțarea fizică, să folosești dezinfectantul la intrarea sau la ieșirea din anumite locații, instituții, spații comerciale. Și acest lucru cred eu că la nivelul municipiului Motru a dat roade. Și le mulțumesc pe această cale atât cetățenilor, cât și cei care s-au implicat pentru a realiza această, până la urmă, o problemă pentru noi toți. Dar revenim la această problemă cu începerea școlii. Este adevărat, vor trebui să meargă doamnele asistente la cabinetele medicale de la școli pentru a face triajul și a fi atente, și le rog să facă acest lucru copiii care vor începe școala, să nu acceptăm nicio sau să nu facem nicio abatere de la reguli, este copilul răcit sau e n-are ce căuta la școală. Și să reamintim tuturor că în interesul nostru comun al tuturor este ca în sfârșit această chestiune să fie stopată doar prin responsabilitate, prin nu știu, respectarea măsurilor și prin atenție, chiar prevenție, adică tu, părinte, ți-ai văzut copilul că nu ești în regulă de dimineață, nu-l mai duci. Este corect, nu alege că, domne, n-am cu cine să las azi și văd mâine, că nu este bine nici pentru copii, nici pe ceilalți colegi. Este foarte adevărat. Eu sunt convins că vor înțelege acest lucru și vor fi și va trebui să fim cu toții responsabili, începând de la părinți, copii, profesori, cadre medicale, toți cei implicați în această activitate. Ne dorim cu toții să înceapă școala. Vedem că și copiii sunt dornici, după mulți ani cred că sunt dornici să revină la școală, care... Eu ce pot să vă spun ca profesor, dintre toți cei cu care am discutat, elevi, privitor la întoarcerea la școală, n-a existat unul să zică nu vreau să revin la școală. Toți! Este adevărat toți ce spuneți. Toți vor să se întoarcă la școală. Da, copiii s-au săturat, eu știu, să stea acasă, să stea numai pe rețele de socializare sau pe tablete, telefoane, care au, că sunt și cei care nu au. Sunt.
Dar v-am spus să revenim, am luat legătura cu domnul manager. Astăzi cred că a luat o decizie și l-am rugat să-și facă acele programări pentru a pune la dispoziție, eu știu, asistentele. Cadrele medicale le avem din rândul doctorilor de familie, nu de la școli. Registratorii, cum v-am spus, i-am avut din cadrul primăriei și asistență socială. Dumnealui mi-a spus că acel registrator nu are decât o persoană la spitalul municipal. Cred că vom continua cât vom putea cu cei din cadrul primăriei și asistenței sociale pentru a asigura introducerea datelor și eliberarea documentelor după vaccinare, dar trebuie găsită varianta și cred eu că se va regla în următoarea perioadă. N-aș vrea să zic care vine DSP-ul sau STS-ul. Până la urmă este ceva la nivel național. Dacă ar fi să găsim vinovați, nu știu pe cine aș putea să spun că este vinovat. Dimineața ți apăreau 60 de programați și după 12 erau doar 80 sau 15 persoane. Ieri cred că 24 de vaccinuri am realizat și azi cred că 12. Când s-ar putea realiza mult mai multe. Chiar cu acea perioadă de 15 zile, cum spune, de 15 minute, care trebuie să stai în camera de așteptare sau după, da, preventiv. Deci, practic, 60 de vaccinuri am putea să le realizăm zilnic. Este adevărat că au fost și cetățeni mulțumiți care au fost programați, reprogramați, au venit la centru de vaccinare, dar nu se regăseau pe listă. Domnii doctori n-au putut să facă acel vaccin regăsindu-se pe listă. Au făcut tot ce a fost posibil. Au luat legătura cu DSP-ul, cu STS-ul. Nefiind introdus, nu puteai să-i faci acel vaccin când te întreba cum l-ai făcut și de ce l-ai făcut și ar trebui să dai cu subsemnatul și posibil sau pasibil de o eventuală amendă, considerându-se că vrei să favorizezi pe o altă persoană care vrea. Au fost cazuri și am rugat să fii atenți, să respecte întocmai regulile, legile, eu știu, acele documente transmise în fiecare zi, că în fiecare zi apar și se modifică câte ceva, dar ar trebui să se reglementeze cât mai repede această problemă. Vedem cu toții că se vorbește că se va derula această campanie, eu știu, până la sfârșitul anului, în cel mai fericit caz, dacă nu mai mult, în funcție de cantitatea de vaccin pe care vom primi. Poate sunt puțin răutăcios, dar la cum merg lucrurile în România, privit în ansamblu problema, eu nu văd să se încheie această campanie de vaccinare și să se ajungă la acel procent de cât 70-75 până undeva în iunie 2022. Deci ne mișcăm, Melcu, atenție, Melcu este invidios. Ne depășește. Melcu, nu, Melcu este invidios pe noi, pe lentoare, pe cât de încet ne mișcăm. Acum știți când v-am spus, până la urmă n-aș putea să identific cine este vinovatul principal. Este adevărat, cine a pus acest sistem la punct, trebuie să gândească la toate problemele care vor putea apare din cauza acestei vaccinări. Modalitatea de realizare ei, unde și cum se face. Până la urmă am plecat cam cu stângul de la început. Acum avem și această problemă cu plata personalului, care cred eu că se va rezolva în următoarea perioadă. La Motru am găsit înțelegere la medicii de familie, să știți că nu au fost mulți doritori în cadrul medicilor care, sau care nu neapărat că nu și-au dorit, nu puteau să realizeze acest program, nu trebuie să te suprapui cu activitatea ta de zi cu zi, fie că ești la spital sau la cabinetul medicului de familie. O mare parte din dumnealor și-au luat concediu, alții au venit după orele de program, dar nu se poate să facă acest lucru la infinit, cum spuneți dumneavoastră, poate un an de zile de acum încolo. Eu vă dau și mai trebuie vorbim. Rezolvat această problemă. Ajungem și la partea financiară. Se discuta de acei 90 de lei pentru medici, 40 dacă nu greșesc pentru asistent sau 20, 25 sau 45 de lei pentru acel registrator. Și aici este o problemă cu încheierea contractelor. Da? Contractele abia acum au apărut o formă de contract. Nu știu cum îi vom plăti retroactiv pe oameni. Deci au lucrat cel puțin la modul de pe data de 18. Neavând încheiat contract, nu știu cum îl vom putea plăti. La o întâlnire în cadrul prefecturii. Și mai este o problemă. Bun, nu poate fi plătit că nu s-au încheiat contracte. Dar cu cine se încheie contract? Aici este o problemă. Că nu, se încheie cu școala, nu se încheie cu, nu știu, cu stadionul, cum este cazul la Târgu Jiu. Cu cine se încheie contractul? UAT-ul trebuie să încheie un contract cu un prestator de servicii. Medicii de familie, în principiu, au acele, nu știu, întreprinderi individuale, cabinete medicale, PFA-ul, nu știu exact cum au forma dumnealor juridică, dar sunt acele persoane registratori care nu au astfel de, zice că cu o persoană fizică. Bun, acel contract va trebui înregistrat. Cum îl înregistrez eu acum cu data de 18? Trebuie să-l prezinți undeva, știu, la finanțe, îți oprește impozii pe acei bani, da? Și de aceea am ales ca să am
din cadrul primăriei și din cadrul asistenților de la școli, soluția, oameni... Chit că nu este legal. Cash, fără acte. De unde luăm cash? Dar este o variantă bună. E soluția românească, tradițională, da. Mergem cu ea din vechime. Eu sper să se îndrepte să înțeleagă că nu este o greșeală noastră. Toți suntem acum... Păi pasibil de greșeală. Sau acuză cineva primăriile sau... Am făcut tot ce a fost posibil, să punem și spațiul la dispoziție, să asigurăm, eu știu, căldura, energia, apa, anumite materiale de igienă, curățenia, dar sper eu că se va rezolva această perioadă. Deja avem a doua săptămână de vaccinare. Este un lucru bun că nu au apărut probleme la centru de vaccinare și mă gândesc la pacienți. Am avut pacienți cu vârste de 84-6 de ani. Sper să fie tot în regulă în următoarea perioadă. Am înțeles. Nu pot să ascund, am mai spus-o de-a lungul acestor emisiuni, fie aici, fie în studioul de radio. Urmăresc activitatea online, pentru că mi-e mult mai la îndemână, a multor primari sau persoane publice din acest județ și chiar dincolo de acest județ. Și am văzut, stimate domn, un detaliu interesant în ceea ce privește activitatea dumneavoastră zilnică, două de fapt, care mi-au plăcut, dar unul m-a pus așa puțin pe gânduri. Cam de când ați preluat mandatul, ați felicitat foarte multe persoane pentru ieșirea la pensie. Da, este foarte adevărat. Cel puțin vreo 5 am numărat. Sunt 7 persoane care au ieșit în ultima perioadă, asta spun ultima perioadă, cam 2 luni de zile la pensie. Cred eu că o să mai urmeze și alte persoane undeva la 12-15, o să fie totalul. Vreau să cred că o mare parte au ieșit și până la urmă cam asta este, dar legea îți mai permitea să mai este oare o perioadă după, că și-a dorit acest lucru. Da? N-aș vrea să cred că alte persoane au dorit să fugă de responsabilitate și de faptul că trebuie să-ți asumi ceea ce faci, da? Este adevărat, sunt angajații primăriei municipiului Motru, foști colegi ai noștri, pe care am dorit să-i felicit personal în numele meu și al colegiului din cadrul primăriei. Fiecare a primit o diplomă în semn de respect, un buchet de flori, dacă a fost cazul, o șampanie și un tortuleț. Adică acele semne minime ale recunoștinței, da, pe care UAT-ul le are pentru munca. Este adevărat și au desfășurat mulți ani în cadrul primăriei, chiar 20 și ceva de ani, cred că avea o persoană, 23-24 de ani, dacă nu greșesc. Acest lucru doresc să fie așa ca o continuitate și ceva normal pentru toți cei care vor ieși de acum încolo la pensie. Am căutat și caut în continuare să strângem rândul, să fim un colectiv, să fim uniți, indiferent de probleme. Dacă suntem uniți, putem trece prin ele. Nu o să accept minciuna, nu o să accept faptul că nu știi asumi o anumită problemă și mai am o dorință. I-aș vrea să-i văd mult mai preocupați de activitatea de zi cu zi a primăriei. Să înțeleagă că de acolo ne trăim cu toții, de acolo ne câștigăm banul de zi cu zi și ar trebui să își dea toți interesul. Practic, până acum, ce am identificat așa un grup de oameni, n-aș vrea să dau numărul lor, care duc oarecum greu, care au de muncă mult și restul stau pe lângă și așteaptă să le dai de lucru. Nu eu doresc să vină să implice, să solicite, dom'le, dacă ai nevoie de mine și nu poate colegul să fie și într-o parte și în alta, care mai mult, că asta este, eu știu, fișa postului dumnealui, implică mai multă activitate. Să vii să-l ajuți. Nu să stai așa deoparte, să te bucuri, să te faci că a trecut ziua, aoleu, te plictisești, cât e ceasul, e 4, wow, fără 5, mai și altul nu știe când e 4. Și tu te uiți din 2 minute să vezi cât e ceasul. Deci asta este o problemă pe care sper să o înțeleagă cu toții. Atunci când vom fi o echipă unită și vom sări toți să ajutăm pe colegul care are mai mult de muncă, colegul să te ajute pe tine, lucrurile se vor îndrepta. Treaba va merge mult mai bine. Le-am solicitat să găsească în cel mai scurt timp acea variantă ca oamenii să nu mai fie plimbați la taxe și impozite locale la sediul primăriei, traversând parcul primăriei pentru a lua libera trecere, documentele necesare pentru realizarea buletinului, eu știu, un certificat fiscal. Și acest lucru cred că se va rezolva în următoarea perioadă. Nu este numai să faci 4-5 drumuri pentru o simplă hârtie. Unul să o semneze, unul să o vizeze. Și o vârstă, și o greutate, și căldură, și multe altele. Dar astea creează deranj, supărare și le-am dat oarecum un termen. Și am așteptat să vină dumnealor cu decizii și soluții. Eu o am. De aștept pe dumnealor că poate nu este cea mai bună a mea.
Dar este clar că cetățeanul va trebui să meargă la taxe și impozite locale, să plătească acea taxă pentru certificatul de nomenclatură stradală, să-i poată fi eliberat atunci sau la o anumită oră dacă implică mai multă activitate, dar să nu mai facă omul să piardă timpul toată ziua pentru această mișcare dintr-o parte în alta. Este o problemă care nu s-a rezolvat de mulți ani. Nu că nu s-ar putea. Cred că nu s-a insistat pe ea. Nimic nu... Cred, pentru mine nu există cuvântul nu se poate. Sau nu pot. Nu. Există nu vreau sau nu doresc să mă implic. Aștept în continuare decizia dumnealor cât mai repede. Sper că se va rezolva și oamenii vor vedea oarecum că trebuie intră în normalitate. Este un lucru adevărat și cert. După mulți ani de zile, taxele și impozitele locale au fost încasate chiar la scurt timp de când am revenit la activitate, având în vedere acele zile libere, practic a doua zi, înainte se întâmpla după 5-6 zile și acest lucru a făcut posibilă dorința anumitor cetățeni care vor să-și plătească taxele și impozitele locale, după care au plecat în alte localități sau chiar în afara țării. A fost o dorință a dumnealor. Pe lângă taxele și impozitele locale, trebuia să plătești atele taxe pentru înscrierea mașinilor, eu știu, pentru anumite documente. Nu poți să ții blocat această activitate 7-8 zile, 5. Le mulțumesc că au înțeles și au realizat și au făcut tot ce este posibil și au și reușit ca din a doua zi să poată realiza aceste lucruri, cetățenii să poată să-ți plătească taxele, da? Deci, până la urmă, am arătat că se poate, dacă vrem. Bineînțeles că trebuie puțină implicare. Să nu credeți că am făcut-o, să zic așa, atât de autoritar. A fost o rugăminte pe care dumnealor au înțeles și a zis, domnule, rugăminte și o dorință mea. Să putem da drumul la serviciul de taxe și impozite locale cât mai repede. Și cât mai repede, în prima fază, era 5-6 zile. Și eu am zis, nu, pentru mine cât mai repede e mâine. Dacă astăzi a trecut, e mâine. Oarecum au fost așa, nu speriați, uimiți de această decizie, să știți că n-a fost imposibil. E adevărat că probabil au lucrat anumite persoane, ore suplimentare, mai multe, în plus, având în vedere că ai un program informatic, trebuie să bagi mai multe date, să le calculezi, să nu greșești, dar au reușit. Asta arată clar că atunci când vrei, se poate. Perfect de acord cu dumneavoastră, mereu am spus că dacă vrei cu adevărat ceva, se poate, doar moartea este definitivă, irevocabilă, inturnabilă și așa mai departe. În altă ordine de idei, a doua chestiune care m-a surprins într-un mod plăcut, aproape zilnic, cel puțin în zilele lucrătoare ale săptămânii, aveți activitate online, să spunem așa, cât un live, sau poze, dacă nu, privitor la ceea ce se află în derulare sau se va derula în ziua respectivă. Adică mi se pare o dovadă clară de transparență și de promovare, nu neagă nimeni că practic arătați clar ce se face și cât se muncește la nivel de primărie și entități subordonate primăriei municipiului Mătru, dar făcând acele poze și live-uri sunteți acolo, adică sunteți lângă cei care prestează muncile sau chestiunile respective. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, o fac eu, că toată lumea spunea că se face. Nu, eu îmi fac timp, vorbesc cu și cu Cosmin și a văzut, vorbeam cu el și făceam acea postare sau eu știu ce, nu înseamnă că mi le face altcineva. Toma, în ideea de a vedea exact lucrurile și de a fi informați cetățenii despre o mică parte a activității din acea zi. Să știți că o să vedeți nu numai lucruri pozitive și negative, chiar ale noastre, ale primăriei, ale mele poate, da, mi le asum. Dacă greșim, trebuie să punem și părțile negative, să le îndreptăm. Nu înseamnă că o să punem numai părți pozitive. Este adevărat că sunt frumoase cele pozitive, dar sunt importante și cele negative, să ni le asumăm. Da, dacă am greșit, o să ies să spun, da, dom'le, eu am greșit, am luat o decizie pe care poate m-am grăbit, m-am pripit sau colegii mei. Care mi s-a părut bună pe moment. Corect. Nu, ne-am cerut, avem acel... cum să zic, Primăria Municipiului Mătru. Și am rugat pe colegii din cadrul primăriei care se ocupă de acest site să ia zilnic informații de la diferite servicii din cadrul primăriei, fie că e asistență socială, taxe și impozite, contabilitate. Să știți că am pus și am făcut publică și datoriile, și ce am achitat, și cât am achitat, și unde am achitat, dacă este cazul, și salariul meu, orice. Până la urmă, nu trebuie să ascundem. Legea este pentru toți și nu trebuie să ne fie frică de nimic. Vor trebui aduse și prezentate cetățenilor municipiului Mătru și părțile negative, numai pozitive.
Și au înțeles și ușor, ușor ați văzut că sunt acele informări pe acel cont cu privire la, eu știu, alocație, la acele pachete pentru anumite categorii de oameni, lucrurile care vor trebui efectuate, aceste lucruri cu tinerii de, care participă la acest eveniment, eu știu, evenimentele care le realizăm cu ocazia anumitor sărbători. Deci sunt lucruri care se întâmplă la Motru, sunt lucruri care trebuie știute. Și am luat cont și caut să răspund chiar dacă cu întârziere și la mesajele primite. Țin cont de părerile cetățenilor. Am curajul să răspund dacă este bine sau dacă nu este rău ceea ce propun dumnealor. Omul vede din prisma dumnealui problema, nu o vede din altă unghi. O vede doar cum consideră că ar fi bine. Dacă ai o discuție cu cetățeanul, să știți că înțelege. Și spune, da, domnule, eu n-am luat în calcul treaba asta, aveți perfectă dreptate. N-am crezut că e altfel, dar aveți dreptate. Sau dacă nu am, zic, domnule, mulțumesc că m-ai îndreptat sau m-ai dat o idee care eu nu m-am gândit la timpul respectiv. Dar una peste alta trebuie să fim mult mai responsabili și noi cetățenii. Când vezi că intri, e pământul moale și intri cu o mașină și lași urme, rămâi în pod molit, dărâm iarba, spațiu verde, cum o poți numi acest lucru? Iresponsabilitate, insolență. Eu știu, răutate, multe altele. Deci să înțeleagă că după dumnealui trebuie să vină cineva să îndrepte. Acel nămol îl duci în stradă. Din stradă ajunge în canalizare. Te vezi că nu merge canalizarea și așa mai departe. 4-500 de euro este în toată Germania o astfel de faptă. Deci dacă ești prins aducând noroi mizerie pe drumurile asfaltate, și nu mă refer aici la autostrăzi, nu, pe drumurile asfaltate din orice UAT din Germania, de era și la noi cu mulți ani în urmă. Este amenda. Da. Și acolo se dă. Eu am o problemă cu aceste spații verzi, care nu îmi convine atunci când văd mașinile parcate pe trotuare. Scurt, pentru că am ajuns la final de emisiune. Haideți să-i dăm cuvântul și primarului de astăzi. Cosmin, o concluzie. Cum a fost ziua de astăzi și dacă ai mai repeta experiența? Da, ziua de astăzi mi s-a părut ok. Da, dacă ar mai face domnul primar inițiative, aș fi de acord să mai vin la Astfel de activități? La astfel de activități. În primărie. Am înțeles... Nu numai în primărie, o să luăm și pe teren, o să luăm și în situație când va ninge, dacă e cazul, și când vor fi inundații. Să se facă primăvară și vară și cu siguranță va relua proiectul domnul Morega. Până atunci însă, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, multă putere de muncă și să fim cât mai mult timp sănătoși. Să dea Dumnezeu. O seară frumoasă tuturor. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai frumoasă. La revedere!